Seara. Am la mine o revistă, nu știu dacă vedeți coperta, se numește Forgotten Country și este un jurnal al adventiștilor de ziua 7-a aflați în serviciul militar. Ce însemnează Forgotten Country? Este traducerea în limba engleză a expresiei alozincii germane Für Gott und Vaterland, pentru Dumnezeu și pentru țară. Faptul că originalul este în germană poate să ne spună multe. Aș vrea să apres la soldatul Schweik ca să ne explice ce însemnează Für Gott und Vaterland. Una dintre poveștile soldatului Schweik este aceea că o unitate austro-ungară într-o duminică era adunată în jurul unui altar de campanie și urmărea slujba preotului. Un avion inamic a venit și a plasat o bombă exact pe altarul de campanie și l-a omorât și pe preot și pe cei din jurul său. Imediat, comandorul unității a dat ordin ca un avion să decoleze și să facă același lucru în peste liniile inamice, unde era duminica și fiind duminică, soldații erau adunați să se roage lui Dumnezeu și să se roage pentru victorie. Și bomba a căzut exact peste preotul peste altarul de campanie și peste preot și s-a întâmplat același lucru ca și la Austro-Ungare. Asta este, cred că povestea lui Schweik ne spune foarte bine ce însemnează pentru Dumnezeu și țara, pentru Dumnezeu și patria. Devenim puțin serioși. Este interesant că, deși lozinca pentru Dumnezeu și țară originează din Germania, primul care a vorbit împotriva ei înainte de a se naște, sau primul care a vorbit împotriva conceptului, este Martin Luther. În secolul XVI, turcii erau la porțile Europei. Și Martin Luther a spus, este necesar ca prinții creștini să se unească și să organizeze o cruciată împotriva turcilor. Dar, uitați cuvântul cruciadă, să fie doar o campanie militară. Uitați-l pe Dumnezeu. Luptăm un război necesar. Nu este însă un război sfânt. Nu este o cruciadă, cu alte cuvinte. Lucru cu care nu pot decât să fiu de acord. Astăzi, cei care dau cozonac în Franța sunt Le Pen și urmașii ei, care sau al tatălui ei, care ne vând lozinca naționalistă, așa cum de 11 septembrie ni s-a vândut realmente lozinca pentru Dumnezeu și patrie. De ce spun acest lucru? Fiindcă la data aceasta războiul nu este un război al civilizațiilor, nu este un război împotriva unei țări anume, împotriva unei națiuni care, mă rog, e urâtă pentru libertățile ei, cum s-a spus nouă în America. La data aceasta este vorba de un război între democrația seculară și pentru Dumnezeu și țară. Adică ceea ce vreau să spun este că cei care luptă pentru Dumnezeu și țară, mai precis pentru Allah și Califat, sunt islamofasciștii. Nu sunt protectorii Statelor Unite sau ai Franței sau ai Europei, ai democrațiilor liberale. Dacă aceste democrații se pot numi și creștine, este pentru că aceste valori ale iluminismului s-au dezvoltat într-o cultură creștină. Și bineînțeles că au origine, nu numai în civilizația greacă, dar și în Noul Testament. Însă, repet, există un conflict apocaliptic între statul secular, libertățile seculare, democrația seculară și teocrație. Și ideea de a introduce idei teocrate în spatele frontului, ca să zic așa, ideea că de a-i motiva pe soldați să lupte pentru o idee teocrată nu este altceva decât un mod de a adopta propaganda dușmanului, care, în ultima instanță, nu va duce altceva decât la pierderea acestui război ideologic. În această seară aș vrea să vorbesc despre subiectul pentru Dumnezeu și țară. Și o să plec de la o problemă care probabil este în mintea multor atunci când vede coperta acestei cărți. Probabil mulți se întreabă ce s-a întâmplat cu poziția noastră pentru necombatanță. Și aș vrea să vorbesc despre problema necombatanței. În Biblie nu există dilema necombatanței. De fapt, în Biblie nu există dileme etice prea multe. Nu cred că există vreo... Nu există în Vechiul Testament vreo dilemă etică
Și în Noul Testament sunt foarte puține. Prima dată, problema războiului ca dilemă etică apare în Bhagavad Gita, cartea sacră a hindușilor. Acolo, unde se vorbește despre Arjuna, regele Arjuna, care trebuia să ducă un război necesar, un război drept, spunem noi, însă în momentul când trebuie să plece la luptă, are o problemă de conștiință, fiindcă își dă seama că a ucide nu este bine. Krishna, zeul Krishna, care este Dumnezeul întrupat în om născut din fecioară în mitologia hindusă, ia chipul vizitiului său și explică că trebuie să se detașeze emoțional de situația aceea pentru că violența nu poate să fie evitată. Cu alte cuvinte, într-o lume în care oamenii răi folosesc violența, este imposibil pentru oamenii buni să evite violența. Și atunci când spunem că orice problemă se poate rezolva fără violență, noi de fapt recunoaștem o înfrângere în fața celor răi. Probabil că cel mai bun exemplu în creștinism și lumea modernă acestei dileme este Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer este cel care a pus în circulație expresia har ieftin. Această expresie este folosită foarte greșit. Mulți creștini pe care o cunosc folosesc noțiunea de har ieftin ca să susțină legalismul sau să susțină o morală formală fără dileme. De fapt, pentru Dietrich Bonhoeffer, noțiunea de har ieftin este legată de acceptarea dilemelor morale, acceptarea că dilemele morale există și nu pot fi evitate. Harul ieftin este evitarea dilemelor în numele harului sau în numele legii, oricum ați vrea. Deci Dietrich Bonhoeffer consideră că dilema celui de-al doilea război mondial este aceea că un creștin este împotriva violenței și nu ucide, dar în același timp este necesar pentru un creștin să pună mâna pe armă împotriva lui Hitler. Ceea ce Dietrich Bonhoeffer face atunci când pune mâna nu pe armă, pe bombă, mă rog, când participă la complotul împotriva lui Hitler și devine martir. Martir pentru o încercare de asasinat. În închisoare, Bonhoeffer spune, recunoscând dramatismul dilemei, spune, a ucide este păcat și eu sunt convins că am făcut un păcat încercând să-l omor pe Führer, însă îmi asum această răspundere pentru că omorarea Führer era necesară. Nu vreau un har ieftin. Și din cauza asta Dumnezeu aprobă ceea ce fac eu. Deci am povestit despre Bhagavad Gita și despre Dietrich Bonhoeffer pentru că acele secte bibliciste care merg pe un biblicism strict și pe baza acestui biblicism strict predică doctrina necombatanței sau non-violenței. Nu au prea multe argumente în Biblie, mă rog, când iei textul care spune Simone bagă sabia în teacă, că cine pune mâna pe sabie de sabie va fi omorât. Iisus nu spune să arunce sabia doar să o bagi în teacă, bineînțeles. Să iei acest text și să faci în el baza doctrinei necombatanței însemnează că nu știi ce aia exegeză biblică și nu știi cum se interpretează Biblia. Însă, în general, acele secte bibliciste, care totuși pleacă de la predica de pe munte și de la acest text din Biblie. Ceea ce caracterizează aceste secte este că ele nu au o dilemă etică a necombatanței. Asta nu există pentru ele. Dilema lor, mai degrabă, este aceea cum să evite cât mai mult participarea la viața unei lumi pe care o consideră condamnată. Este cazul Amishilor, a Quakerilor, de exemplu, al menoniților, care au venit în America ca să se izoleze de lume. Și bineînțeles că au avut ideea aceasta, care mi se pare destul de naivă, chiar și așa. Că dacă formezi o enclavă izolată de restul lumii, acolo vei putea trăi fără violență și fără niciun fel de păcat, uitând că acestea sunt în natura umană. Dar, pe de altă parte, există secte apocaliptice și aici aș introduce mai ales Mărturii Jehova în întregime și unii adânci de ziua șaptea, pentru că trebuie să recunosc că nu toți adânci de ziua șaptea această mentalitate și nici măcar majoritatea, nu este mainstream. Dar, în general, în aceste secte, ideea este că refuzul de a purta armă sau chiar uniforma militară la Mărturii Jehova sau de a participa la război nu are de face cu vreo dilemă morală. Da?
De exemplu, necombatantul care refuză să pună mâna pe armă nu se întreabă ce s-ar întâmpla dacă toți soldații nu ar pune mâna pe armă. Noțiunea de moralitate implică o maximă universală. Adică dacă un comportament moral trebuie să fie valabil pentru toți oamenii. Dacă ceea ce fac eu este imoral, e imoral pentru toți oamenii. Dacă fac ceea ce fac eu este moral, este moral pentru toți oamenii. Ca să iau un exemplu, un misionar în Africa, care crede necombatanță și predică non-violența, nu ar vrea ca toți marinii americani dintr-o dată să renunțe la necombatanță, pentru că n-ar mai ajunge acasă și nu se știe de ce moarte va suferi până la urmă, ceea ce ar fi mai groaznic decât moartea în sine. Un pastor care predică necombatanța, când cheamă poliția, nu spune ofițerului de poliție să vină fără armă, probabil că și n-ar veni. Așa că cel mai bine, ca să fie consecvent cu el însuși, ar trebui să nu cheme poliția. Însă el, de fapt, nu are o dilemă etică, pentru că acel pastor are o morală formală. El știe că noi suntem necombatanți. Și de ce suntem necombatanți? În principiu, este vorba despre o anumită teamă apocaliptică. Este teama că implicarea în problemele acestei lumi, în dilemele acestei lumi, da? Ești în al doilea război mondial, ești dezmondos, dacă, hai să spun așa, dacă toți soldații ar refuza să mai tragă cu armă, cine i-ar elibera pe camarazii tăi din lagările de concentrare, cine i-ar elibera pe evrei din lagările și ceilalți internați în lagările de concentrare din Europa, dacă toți ar refuza să lupte. Dar necombatantul, sectant, cultic, nu are această dilemă. Pentru că el consideră că Dumnezeu se va ocupa de restul. Și problema lui este ca, din punct de vedere formal, să fie pregătit pentru apocalips, pentru evenimentele care o să vină. Și aș vrea să plec de la o teză a lui Sorin Petrov, care spune că în adventismul de ziua șaptea există o tensiune între apocalipticism sau partea esatologică și restauraționism. Dacă vreți, între milenism și restauraționism. În sensul că doctrina apocaliptică îl îndeamnă pe om să iasă din lume, în timp ce doctrina restauraționistă îl îndeamnă pe om să se implice în lume. Doctrina restauraționistă implică spitale, educație, programe sociale și aș vrea să adaug teza mea la teza lui Petrov, anume teza mea este că adventismul împacă aceste două tendințe contradictorii printr-o morală formală. O morală formală care, din punct de vedere formal, să-i permită să rămână într-o morală apocaliptică și din punct de vedere al conținutului, să-i permită totuși să fie restauraționist. Și o să dau câteva exemple din istoria necombatanței în Biserica Adventistă. Prima oară prima se până în timpul războiului civil. Atunci când se temeau că va fi o conscripție care va obliga să meargă sub arme, James și Ellen White, care sunt restauraționiști, care încearcă să împingă biserica spre restauraționism, mai ales James White, entuziasmul tineriței a trecut, da? Și care, ca și conducător ai bisericii, nici nu intenționau să intre într-un conflict cu puterea de stat, recomandă ca adventiștii să meargă în armată, să pună mâna pe armă, să lupte în sabat, ca toți ceilalți soldați. Ellen White e puțin mai subtilă în privința aceasta, dar până la urmă ideea care se găsește în Mărturii volumul 5, tot este capitolul Rebeliunea, este aceeași ca la James White. Răspunsul membrilor adventiștilor, răspunsul dat lui James White în primul rând, după aceea vine răspunsul lui Ellen White. Răspunsul membrilor este, stai puțin și ceva ce vine decretul duminical. Păi vine decretul și ne găsește în armată cu pușca în mână. Mai și omorâm pe cineva și nu putem fi sigilați. Și pe urmă noi știm din profeție că vor fi sclavi până va reveni Iisus, că așa spune Apocalipsa, că vor fi sclavi și oameni sloboși și stăpâni de sclavi. Și oameni sloboși și sclavi, mă scuzați, și atunci de ce să luptăm, că oricum sclavia nu va fi desfințată. Această temă apocaliptică este cea care motivează, de fapt, necombatanța, nu dilema etică. Ce fac dacă nu lupt? Ce se întâmplă dacă nimeni nu vrea să lupte războiul civil? Acceptăm secesiunea Sudului și sclavia în continuare? Dacă lupt, va trebui să ucid. Este o dilemă. Și nu vreau niciun caz să privesc această dilemă cu ușurință.
Dar dilema există. Însă refuzul de a merge în armată nu este legat de această dilemă morală, ci de teama că te va prinde sigilarea cu pușca în mână și mers în zi de sabat. Și Elena îi dă un răspuns ceva mai subtil, însă în care e clar că susține poziția soțului ei. Deși Elena încearcă să nu se distanțeze de aspectul apocaliptic, din motive pe care cred că le înțelege destul de bine. Vreau să merg la primul război mondial. Ce s-a întâmplat în primul război mondial? Atunci, în timpul primului război mondial, cea mai mare amenințare în Europa nu era Germania, ci Rusia, care avea 600.000 de soldați sub arme, bine instruiți, ofițeri foarte buni, relativ bine echipați, și mai ales Austria, care era mai aproape de Rusia, se temea și pe bună dreptate, așa că atunci când un nebun l-a împușcat pe Ferdinand la Sarajevo și Serbia a refuzat să-l extradeze, Austria declară război Serbiei, ceea ce era de așteptat, Rusia a intervenit în favoarea Serbiei și a intrat în Austria ca în unt, Germania era legată prin niște tratate de alianță de Austria și se temea și Germania de invazia Rusiei, așa că a intrat de partea Austriei și a intrat de data asta Germania în unt ca în unt în trupele rusești. Franța și Anglia și-au onorat și alianțele și Europa s-a trezit într-un război sinucigaș. Singura putere care putea interveni să salveze vestul de la sinuciderea Statelor Unite. Și intervenția a fost necesară. Războiul a fost vândut de Wilson ca un război pentru salvarea civilizației creștine. Bineînțeles, era nevoie de suport popular. Războiul a fost necesar. Adventiștii au participat în război cu corpuri de cadeți medicali. Și America este o țară care nu strivește dizidența, ci o integrează. Așa că dizidența necombatanței și a sabatului a fost integrată în corpuri de cadeți medicali. Bineînțeles că este o problemă pur formală. Efortul de război modern este complex. Implică și cadeți medicali. Și bineînțeles că într-o unitate de cadeți medicali sau de lucrător medical sau un medic de unitate trebuie să lucreze, să fie la dispoziția serviciului militar 24 de ore, 7 zile, fără nicio excepție. Însă, formal, ei nu calcă sabatul pentru că fac lucrare medicală, deși lucrare medicală de rutină. Formal, ei nu participă la efortul de război, din punct de vedere strict formal. Ca substanță, este același lucru. În loc să-și revizuiască poziția destul de nerealistă, ei preferă o rezolvare formală, care de punct de vedere formal să păstreze poziția nerealistă, bazată pe ideea decretului duminical și a Armagedonului, în timp ce, de fapt, sunt restauraționiști care fac un lucru bun, particip la un război necesar. Nu este frumos să ucizi, da? Nimeni nu va dormi noaptea liniștit după ce va ucide. Am vorbit cu mulți bătrâni și care au fost în război și mi-au povestit același lucru. Însă, violența nu poate fi evitată totdeauna, este o dilemă. Harul ieftin constă în evitarea acestei dileme, nu în adoptarea unei morale formale rigide. Așadar, primul război mondial este câștigat de America, dar ce se întâmplă cu cei din Europa? În 1915, președintele Arthur Daniels scrie o carte numită Războiul Națiunilor, în care, pe baza doctrinei apocaliptice, susține că primul război mondial este începutul Armagedonului și totul se va termina cu Armagedon, cu războiul total al tuturor națiunilor. Cei care au citit această carte în Europa au înțeles că ei luptă într-un război care este, de fapt, începutul Armagedonului. Și reacția lor normală a fost să refuze serviciul militar, să refuze jurământul militar. Și, repet iarăși, problema necombatanței n-a fost aici o problemă etică, a fost o problemă de teamă apocaliptică, așa a apărut mișcarea de reformă. După al doilea război mondial, în timpul războiului rece, a fost aceeași situație în care, adoptând poziția bisericii în America de necombatanță, mai mulți adventiști au făcut închisoare pentru că au refuzat serviciul militar în sabat
sau a refuzat să pună mâna pe armă. Conducerea s-a spălat ușor pe mâini de aceștia și i-a denunțat ca fanatici, uitând să spună că, de fapt, ei trăiau o doctrină care le fusese predicată. Dilema conducerii era că dacă renunță la această doctrină apocaliptică își pierde puterea și dacă recomandă dizidența în armată, iar își pierde puterea, din motive pe care le înțelegem. Așa că a preferat să se acuze pe aceasta de fanatism. Eram în seminar și aveam probleme de conștiință. De ce aveam probleme de conștiință? M-am mustrat conștiința. De ce? Fiindcă auzeam de unul și altul care a făcut pușcărie în armată și sau face pușcărie în armată. Auzeam colegi de-ai mei care suferiseră. Și eu, când eram în armată, am fost pus sub urmărire de securitate și dosarul ăsta a fost după aceea transferat la Sibiu și am continuat să fiu pus sub urmărire. Dar treaba a început din armată. Numai că n-a avut nimic de a face cu religia. Absolut deloc. Așa că mă frământam, zic, uite, aceștia sunt martiri, pe când eu am mers cu harul ieftin. Am dat de câteva pasaje din Ellen White, era foarte important pentru mine atunci să găsesc o justificare, expresia verbis în Ellen White, și printre altele am dat de o scrisoare trimisă din Elveția, în care era vorba despre doi tineri care au fost chemați în serviciu militar din Elveția. Ori și cine știe cum se face serviciu militar în Elveția, își dă seama că nu era loc pentru, nici pentru păzirea sabatului, nici pentru necombatanți acolo. Dar cei doi au fost decorați. Înseamnă că s-au purtat bine și Ellen White e mândră de decorațiile lor și spune că acestea sunt legile țării și legile țării trebuie respectate. M-am gândit de multe ori, plecând de la acest citat, de ce nu le spunem noi celor care sunt ai noștri? De ce nu le spunem noi recruților noștri și militarilor noștri despre acest citat? De ce nu le dăm o poartă? O poartă care să-i facă să opteze pentru serviciul de combatant și să facă serviciul sâmbăta, fără să aibă probleme de conștiință, să nu intre în pușcărie, să nu-și ruineze viața, pentru că nu pun mâna pe armă sau nu țin sâmbăta. Și dacă nu o facem noi, de ce nu o fac cei care vin din America, care cunosc acest citat? Lașitatea nu consta în faptul că acceptai serviciul militar în sabat și serviciul combatant. Lașitatea consta în faptul că nu aveai curajul să spui un adevăr care era inconfortabil pentru noi din punct de vedere teologic. De fapt, noi țineam la acel adevăr care ținea coeziunea turmei. Și cei de peste ocean nu aveau niciun interes, probabil, să sau aveau tot interesul să saboteze ceea ce era dincoace de cortina de fier, și cei de dincoace de cortina de fier nu aveau niciun interes să fie în slujba celor de dincolo de cortina de fier. Așa că, oricum ar fi, soldatul pierde. Există însă un alt aspect aici pe care vreau să-l discut și care este cel mai important. În timp ce soldații adventiști din România făceau pușcărie sau alții făceau compromis, cum se zicea, dar niciunii nici alții nu aveau un răspuns la problema apocaliptică și nu aveau o dilemă morală cu adevărat. Era o teamă apocaliptică superstițioasă, dar nu o dilemă morală. În America se întâmplă altceva, este un lucru care sunt convins că sunteți informați despre el, este vorba despre operațiunea Halate Albe, care a avut loc între 1955 și până la sfârșitul războiului din Vietnam, în care 2300 de adventiști au servit ca voluntari pentru experiențe cu arme biologice la Fort Detrick în Maryland și de câteva ori în Utah, dar mai ales la principalul locul în principal a fost Fort Detrick, Maryland. Acești soldați, 2300 în total, în toată perioada războiului, au servit ca cobai pentru teste cu arme biologice, așa cum am spus. Și m-am întrebat de multe ori, cum se face că acești 2300 de cobai voluntari au fost aproape toți adânși de ziua șaptea? Există două răspunsuri oficiale. Răspunsul oficial al armatei este că adventiștii de ziua șaptea au reprezentat un lot bine educat și relativ sănătos. Al doilea, și mă rog, cu aproximativ același stil de viață. Răspunsul bisericii este că, bineînțeles, acești tineri au fost gata să se sacrifice pentru umanitate. Răspunsul real este altul. Nu, armata, când a avut nevoie de acești voluntari,
nu s-a adresat lor, ci s-a adresat în primul conferinței generale. Și se pare că, bine informați, au știut că dacă conferința generală spune da, ei nu vor spune nu. Codul din Nuremberg face inacceptabil, care a fost votat de către națiunile civilizate după, de comunitatea internațională, de fapt, după procesul Nuremberg. Codul din Nuremberg stabilește faptul că nu poți face experimente pe un material uman fără consimțământul acelei persoane și fără ca acea persoană să fie bine informată cu privire la natura experimentului. Da. Despre ce experimente este vorba? Este vorba despre infectarea acestor tineri care făceau serviciu de necombatat în corpuri în corpuri medicale și erau, eventual, se instruiau în școli de cadeți medicali, au fost infectați cu tot felul de virus, bacterii, micotoxine, toxine marine, mai multe boli al căror traducere românește nu știu, equine, encefalomelitis, Rift Valley Fever, Yellow Fever, tularemia, Q Fever. Vreau să mă discut mai despre Q Fever. Q Fever este supranumită, m-am uitat pe enciclopedia, este supranumită boala abatoarelor. E interesant că aici vorbim despre tineri care preferă să facă armata în corpuri medicale speciale și au propriul lor de corpuri de cadeți medicali ca să evite, printre altele, mâncarea de carne. Și aceștia voluntari se lasă infestați cu Q-fever, cu boala abatoarelor. Care este efectul acestor germeni? Mă rog, diferă. Au fost și antrax, înțeleg, și ciumă și altele, dar tifos și așa mai departe. Dar unul dintre cei care au voluntariat la acest proiect povestește că spunea, citez din memorie, la început ne-am temut că vom muri, după aceea ne-am temut că nu vom muri. Cei care treceau prin dormitoare spuneau că erau atât de iritați cei care se aflau acolo infectați voluntari, încât cel mai mic zgomot îi făcea să-și beartă mințile de furie. E vorba de temperatură de 106 grade Fahrenheit, care își pierdeau conștiința din cauza vrebrei ridicate. Efectele au fost de natură încât e greu de spus că cineva ar voluntaria numai din patriotism sau din dragoste față de umanitate pentru un asemenea experiment. Însă, pe de altă parte, încercând să înțeleg cum s-a ajuns ca toți cei 2300 să fie adventiști, am descoperit ce m-a uimit, nu faptul că s-au adresat de primul conferințe generale. De ce conferințe generale? Știm că dacă conferința generală va spune, da, acelea vor voluntaria. Aici este o problemă. Și nu vreau să mă leg de experimentul în sine. Probabil că a fost necesar pentru apărarea de arme biologice, să se știe cum acționează aceste arme și cum se poate apăra armata sau populația de ele. Trebuie să faci experimentul. Probabil că a fost necesar. Nu dispăr acest lucru. Dar ceea ce mă îngrijează pe mine este faptul că dacă se hotărăște structura puterii atât de centralizată, încât o hotărâre luată undeva într-un for conducător, însemnează deja voluntariat automat pentru 2300 de indivizi. Deci, nu atât faptul că hotărăște pentru ei, cât faptul că hotărârea luată însemnează voluntariat pentru ceilalți. Este vorba aici despre niște tineri care orice decizie au mânat-o mai marilor lor spirituale și pentru care de asemenea nu există dilemă morală. Studiind corespondența între Conferința Generală și Armata, ceea ce uimește nu este faptul că Conferința Generală a spus da, ci ușurința cu care a spus da. N-a avut nicio ezitare. Și nicio dintre declarațiile oficiale ale bisericii nu există cea mai mică ezitare. Nu există dilema, ca să zic așa. Întotdeauna recrutarea se făcea cu o vizită a unui reprezentant al armatei și a unui reprezentant al conducerii, al conferinței sau al conferinței generale, în care program era recomandat. Și la recomandarea conferinței generale, deci nu la argumentele armatului, uite, este necesar pentru patrie, pentru umanitate, pentru știință medicală, dacă vreți, la recomandarea conferinței generale,
citeau informațiile și semnau. Acesta este aspectul care mă îngrijorează și văd aici un alt gen de experiment. Experimentul Halate Albe pentru mine nu este un experiment biologic, este un experiment psihologic, un experiment de psihologie religioasă, un experiment de psihologie și morală de turmă, care, pe de o parte, arată care este psihologia oi, care e dispusă să-și urmeze păstorul, trecând calea ferată, chiar dacă vine trenul peste ea, ca să zic așa, și care e și psihologia păstorului, care, atât în România, cât și în America, se pare că are o doză de cinism totdeauna. Această doză de cinism nu se datorează faptului că acolo sus au numit oamenii cei mai răi și jos au fost naivii, ci structura puterii creează această polarizare între conducătorul cinic și oaia naivă. Michel Foucault spune că, de fapt, structura puterii precede atât omul în putere cât și omul supus. Ei formează pe amândoi. Deci, afirmația lui Foucault aruncă o lumină asupra acestui experiment în sensul că se pare că noi avem o structură de putere care prin natura ei creează păstori care când și când mai iau câte un miel în fălci, adică sunt lupi, sau, dacă vreți, își vând cu ușurință miei puterii, da? Deci un păstor care, să zic cazul de România, un păstor care vrea să-și pască oile pe undeva, pe unde nu trebuie, pentru binele turmei și pentru binele său, nu avea nicio problemă să-și upoaie câțiva miei, să ducă la primărie sau să-i ducă la șeful fermei agricole, la IAS, la primul secretar, mă rog, la cine vreți dumneavoastră, dar cert este că el își upoaie câțiva miei ca să poată să își pască turma în continuare. Și același lucru vedem în România când se spală pe mâini de câțiva care au curajul să fie consecvenți cu teologia lor și spun că sunt niște fanatici, pentru ca să poată predica aceeași teologie celor care vin din armată, n-au avut curajul să facă același lucru, dar au destule mustrări de conștiință ca să poată fi manipulați prin vinovăție. Și să poată predica aceeași teologie care a băgat pe alții în închisoare, iar în America, cu foarte multă ușurință să accepți ca 2300 de tineri să treacă prin chinuri pe care probabil ceilalți nu ne le putem imagina. Pus riscuri de sănătate. O biserică care predică reforma sanitară de altfel. Să adopte acest risc. Să-i trimiți să își asume acest risc. Fără să știi care vor fi consecințele pentru viața lor viitoare. Dacă nu vor muri din cauza acestor experimente. Cât vor suferi. Pentru a salva dreptul de a face corpuri de cadet medical în continuare. Pentru ca turma să poată fi în continuare păscută chiar și în armată, cu sabatul formal liber, cu bucătăria fără carne, parcim la un efort de război, dar cu conștiința curată că n-a pus mâna pe armă și n-a tras cu arma, pentru aceasta pot fi sacrificați mai mulți miei care să îmbuneze pe cei din conducere. Am o carte la mine care este scrisă de un politolog și este prefațată de un senator. Deci nu este vorba de o teorie conspirativă. Cartea este echidistantă politic. Nu ține nici cu liberale, nici cu conservatorii, nu este nici promilitar, nici antimilitaristă. Deci nu este scrisă de un hippie, de un pacifist de ăsta exaltat. Însă este un studiu făcut de un profesor de științe politice, prefațat de un senator, despre programul de apărare biologică în Statele Unite, nu este, nici nu discută măcar de operațiunea Halate Albe. Motivul pentru care vă citesc în această carte este fiindcă vreau să înțeleg exact în ce a constat programul de apărare de arme biologice sau programul de arme biologice în Statele Unite. Și aflu din acest studiu că programul a început în 1942. Când se credea că Japonia și Germania lucrează la arme biologice. Japonia a făcut experimente pe subiecți umani, în lagările ei, inclusiv pe americani, și după ce experimentele se încheia, îi împușca, măcar atâta milă a avut față de ei. Japonezii nu au dat niciodată socoteală pentru ce au făcut, pentru că americanii au luat hârtiile și rezultatele cercetării. Dar în 1946, abia în 1946, Departamentul Apărării a anunțat publicul că există un program de arme biologice și mă refer la declarația oficială a Departamentului Apărării
cu privire la natura acestui program. Citez, cercetare și dezvoltare în aspectele ofensive al războiului biologic merg mână în mână cu dezvoltări și cercetări defensive, pentru că în realitate cele două sunt inseparabile. Deci probabil că pentru soldatul naiv care s-a dus acolo să se infecteze, să fie infectat, cele două se separă. Deci, face un experiment pe mine, fiindcă vede dacă inamicul dă cu antrax, să știe cum să apere populația de antrax. Dar pentru cei care făceau experimentele, știau că cele două nu pot fi separate. Și mă întreb dacă conducătorii bisericii au fost atât de neinformați în privința aceasta. Mai departe, scopul este dezvoltarea de microorganisme efective și munițiile care să le împrăștie. Au fost investigate întrebări despre mecanismul transmiterii acestor boli prin respirație, tract digestiv, răni deschise, prin metode, au fost investigate metode de a crește, de creșterea microorganismelor, s-a determinat mărimea lor ideală și puterea de infecție. S-a dovedit că măștile de gaze sunt de un milion de ori, mai inefective decât ar fi necesar pentru filtrarea particulelor biologice. De asemenea, deci citesc documente oficiale. Obiectivul principal al acestor încercări a fost să dezvolte metode pentru a ne apăra împotriva dușmanului în război biologic. Dacă e necesar să investigăm posibilități ofensive care ar putea fi folosite în apărare, ni se spune mai departe că, în general, au fost studiate metode de a reduce inefectivitatea organismelor folosite, virus și bacterii și a infecțiilor folosite. Mai departe, una din literatura promoțională, spune autorul, menționează beneficiile civile și printre beneficiile civile este menționată dezvoltarea unui RPG-245T care conține dioxin. Nu se menționează că această formă de dioxin este un poluant indestructibil, letal pentru mai multe animale, amenințător pentru sănătatea umană, cu siguranță că a fost făcut ca să întărească securitatea națională, dar din păcate sunt corpuri de apă și zone încă poluate și poluantul acesta nu poate să fie distrus. Lucrul acesta s-a recunoscut numai la decenii după ce dioxinul a fost creat. Și așa mai departe, dar mi se spune că Ford Dietrich a lucrat de asemenea pentru Departamentul Agriculturii și pentru a lucrat împreună cu corpul medical în armată și că s-au făcut diverse experimente până când în 1969 Nixon a interzis, a pus capăt programului de război biologic agresiv și toate cercetările au avut caracter strict defensiv și civil, cum ar fi cercetări împotriva cancerului. Deci câteva idei. De ce spun aceasta? Este foarte clar că cel puțin până în 1969, oficial, programul a avut un caracter și ofensiv și defensiv. Și nu neapărat pentru că Statele Unite ar fi intenționat să infecteze cu agenți biologici o altă națiune sau un teritoriu dușman sau o armată dușmană, ci pentru că nu poți să știi cum să te aperi dacă nu dezvolți programul și ofensiv. Iar acești tineri s-au oferit ca cobai voluntari pentru a se experimenta pe el toate aceste arme apocaliptice. Deci, implicit, poate că tinerii aceștia au fost naivi, dar cu siguranță că cei care au fost de acord cu experimentul și cei care au încurajat să participe știu acest lucru. Acum, aici apar câteva contradicții interesante. Cum e posibil ca cineva care refuză să pună mâna pe armă să fie încurajat să participe sau cineva care este încurajat să nu pună mâna pe armă? Și această încurajare de a nu pune mâna pe armă merge atât de departe încât conducătorii din America, care era vorba de țările comuniste, încurajau pe soldați să refuze să pună mâna pe armă, chiar cu riscul
martiriului. Cum este posibil ca în același timp să voluntarezi în numele tinerilor care și-au pus încrederea în tine pentru un program de arme biologice, care este o armă de distrugere în masă și este o armă sub anumite aspecte mult mai rea chiar decât bomba atomică? Ce s-ar fi întâmplat dacă 2300 de tineri ar fi fost încurajați să participe la proiectul Manhattan, să zic? Însă, aici explicația constă tocmai în acest aspect formal al moralei de turmă. Pentru că, ca să-l citesc pe unul dintre participanții, dintre voluntari care a participat și după aceea și-a produs și credința și, și loialitatea față de biserică, a spus așa: cum e posibil ca o biserică care interzice inelul de nuntă și cafeaua să fie atât de insensibilă la arme biologice? Și aici este punctul pe ei. Morala formală, care, printre altele, recomandă necombatanța, nu ca o problemă etică, ci mai degrabă ca pe un mod de a evita o persecuție apocaliptică, sau nu de a evita, mai degrabă, un mod de a evita un blestem apocaliptic, acceptând persecuția, această morală este axată pe acele aspecte care fac ca turma să fie într-o coeziune și să-l urmeze pe păstor, pe pastor, pe pastor, pe păstori, nu pe aspectele etice universale. Așa că dacă cineva pune mâna pe armă, el cumva este oaia care a ieșit din turmă. Dacă participă la un program de arme biologice, la inițiativa Conferinței Generale, el este încă în turmă. Formal, el nu omoară pe nimeni și asta este important. El în continuare ține sabatul, iar este ceva foarte important. El în continuare este într-un corp medical adventist și asta este și mai important. Merge la biserică sau are dreptul să se închine în fiecare sabat. În același timp, faptul că acest program este pentru arme biologice sau acest program implică infecția organismului contrar oricărei maxime a reformei sanitare sau până la urmă duce și la creșterea toxicității în mediul înconjurător, cum e cazul dioxinului, în ciuda faptului că noi am fost făcuți, ni se spune, cu studienic planetei și din cauza asta ținem sabatul, că ne amintim că noi avem răspundere pentru creațiune, în același timp putem face lucruri care, ca substanță, țin de război și ne distrug propria sănătate. Însă, din punct de vedere formal, nu este afară din înfățătura codificată a bisericii. Asta este problema care cred că trebuie abordată și trebuie discutată și înțeleasă și rezolvată. În sensul că e normal că oamenii să aibă dileme morale. Și aceste dileme trebuie lăsate pe seama individului. Individul trebuie să fie informat cu privire la deciziile pe care le face. Dar dacă există un rol al pastorului, al unui drumător spiritual, acest rol se limitează la a informa și a lăsa pe individ să decidă, nu a-i spune ce să facă. Și morala formală este mai importantă pentru turmă și păstor decât etica, decât morala substanțială. Din cauza că morala formală se concentrează asupra celor aspecte formale care ne ajută să ne recunoaștem unii pe alții, că da, suntem din această tabără. Și bineînțeles că de aici mai departe spune, o, și Dumnezeu se uită la noi și ne recunoaște după asta, nu? Așa cum evreul credea că Dumnezeu îl recunoaște după faptul că e tăiat în prejur sau poartă perciuni, sau mai știu eu ce, un sectant, un creștin sectar, un sectant modern, va considera că Dumnezeu îl recunoaște după lungimea fustei, după păr, după lungimea mânecilor, după culoarea îmbrăcăminții, după aspecte formale în alimentație, în băutură, în război, dacă vreți, dacă poartă sau nu poartă armă, dar aspectele substanțiale nu contează. Așa că mă întorc la problema pentru Dumnezeu și țară. Aș vrea să
ca această lozincă moștenită de la germani să fie uitată definitiv, să fie lăsată pe seama celor care luptă pentru o teocrație. Noi trăim timpul dificile, în care, așa cum spunea prietenul nostru Polihronu, nu trebuie să eviți dilemele și să eviți riscurile. Trebuie să îți asumi dilemele timpului și riscurile timpului. Nu să te ascunzi în spatele harului ieftin și a unei legi formale. Și ce este necesar în acest timp este o respingere categorică a răului, așa cum apare. Conducătorii politici care au defilat în Paris, tot niște păstori și ei, spun, luptăm împotriva terorismului. Nu spun luptăm împotriva teocrației. Nu spun luptăm pentru a proteja democrația seculară împotriva celor care o atacă. Și atunci ne concentrăm ba pe musulmani, care sunt și ei oameni, ca toți oamenii, ba pe naționalism, ba pe religie, ba pe Dumnezeu, ba pe diavolul, dar niciodată nu avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Și în cele din urmă, iarăși și iarăși formalizăm. Formalizarea cea mai periculoasă este pentru Dumnezeu și țara. Cei care au făcut un serviciu de voluntari pentru cercetări împotriva armelor biologice, probabil că au făcut un serviciu bun umanității. Când va fi un atac de antrax sau armă biologică în America, vom fi bucuroși că acești 2300 de tineri în halate albe au voluntariat pentru această cauză. Sunt convins de aceasta. Însă, nu trebuie să mergem la două capete. Adevărul este că ei n-au voluntariat nici pentru umanitate, nici din patriotism. Au voluntariat pentru că programul a fost recomandat. Și cei care l-au recomandat? L-au recomandat fiindcă au știut că sunt păstori și oile sunt ale lor. Și dacă li se cer câteva oi, le dau pentru ca să le rămână restul și să le rămână dreptul la pășune. Asta este poziția oricărui păstor într-o structură de putere în care omului îi se cere să fie oaie. Mai devreme sau mai târziu, cineva va fi jupuit, cineva va fi mâncat, cineva va fi sacrificat și ce urmează după aceea este tăcerea mieilor. Miei tac, păstorii vorbesc. Este timpul ca miei să nu mai tacă. Vă mulțumesc, la revedere!